Bună dimineața tuturor celor care ne urmăriți pe canalul Apicultura de la Vest la Est. În această dimineață vreau să vă arătăm cam cum arată coloniile dimineața. Mare, strângem la ele așa cât putem, da? Mult puțin. Am un pic de fum ca să rupem acești faguri, se bage albina în jos. Da, soarele a răsărit, dar e destul de rece. Am terminat acea parte de strâmtat. Acum urmează această parte de spui de mulți. Nu putem lucra decât dimineața și după masa, dar asta e, facem 30 dimineața, facem 30 după masa și cam 60 pe zi. Acum, în funcție de gravitatea și de problemele pe care le întâlnești, pentru că mai întâlnești și probleme, mai întâlnești și lucruri bune. Și, da, dacă tot am început rândul ăsta, am zis, hai să încerc să vă filmez pe un rând, așa cum îi întâlnim, da. Să pot întâlni și pe om nou, rame lăsați. Să pot întâlni și pe 4, să pot întâlni și pe 7. Da? Dar nu e asta problema. Numai este ca să se vadă realitatea, având în vedere că ăștia sunt stupi de producție. Da? Deci ăștia nu sunt stupi de material. Nu sunt stupi care au stat degeaba. Și asta este problema cu acest stup. Mai ales că am dus după trepied. O să pun trepiedul ca să pot să filmez. Și trepiedul ăsta zici că s-a stricat în sărăcie. Nu mai stă. Bun. Hai să vedem ce avem aici. Lucrez cu mănuși. Uitați, lucrez cu mănuși din cauza propolisului. Mă începe în palmă. Mă năucește. Deci nu pentru albina. N-am eu treabă cu albina, dar mă începe la mâini. Propolisul mă începe la mâini și nu mai pot să lucrez. Hai, da, să vedem cât albina avem. Ia 10-a ramă. Ce avem aici? Ia uitați aici, la margine albina. Da, asta o scuturăm categoric. Recomand acest model de perie cu vârful rotund. O să vedem la ce e bun. E foarte bun pentru că scoate albina foarte ușor la împachetaj. Este cel mai scump model de perie manuală. Da, din câte știu eu, dar îl recomand, e cel de logar. Ia. Bun. Ia să vedem ce facem aici. Ia, uitați aici, ramă plină cu miere. Ia să vedem aici. Ia uitați albina cum stă în straturi. Să mă duc undeva aici, pentru că nu are rost să-l trec prin tot cuibul, având în vedere că el este top de albină. Hai să vedem aici cât albină avem. Dacă mai putem smântâni o ramă. Căstură polen. Cu fum, aș fi vrut să mai scot o ramă. Hai ce tatăl ăsta să-i mai faci. Nu ai ce. Uite asta ne cred că. Wow, și asta e păstură polenă. Mă găsesc una mai goală. Mă. Ia să vedem aici. Până la urmă tot aici am ajuns să străbat tot cuibul. Uh.
Mă duc și eu penultima de acolo. Asta e. Hai să o luăm pe asta de aici. Pe asta. Hai să o luăm pe asta afară. Pentru că nu. Ia uitați al mine. Și aici. Al piere. Asta o bag la mult. Să mai găsim unul care are mai puțină miere. Îi atașăm în margine. Vedeți stupii care sunt buni în momentul în care... Așa. 8 rame. Ce le pot eu face la ăștia oameni? Astea sunt colonii. Pune o pungă cu miere și... Astea sunt colonii la care prea multe nu le poți face. Da? Și nici surprizele ele nu prea poți să ai. Hai că mergem la următoarea. Judecați voi. Așa arată dimineața, fraților. Le băgăm jos. Lipsă stupar aici, așa se numește chestia asta. Lipsă stupar. Opa. Uitați-l bine. Vine o pală de vânt, să nu-mi dea albina în iarbă, să oprească. A venit o pală așa de vânt. N-am vrut să scutur până noapte cu pala. Bun. Hai să vedem ce avem aici. Albina, miere. Hai să vedem unul de genul ăsta mare, puiet. Albina. Asta e o scot afară. Ia uitați aici ce fac eu. Ia uitați cât albina i-am băgat jos acum. Este mai slabă în hrană. Bine, pentru unii asta ar fi top ca hrană, dar pentru bărbosul nu prea. Bărbosul are alte principii, alte, e ghidat după alte legi. Ia uitați aici, albina, fraților, în straturi. Aici albina. Dacă vreți albina să vă arăt, vă arăt, fraților. N-am nicio problemă. Ia să vedem aici. Ia uitați albina, fraților. Bun. Matcă. Și pe asta o dau afară. Și cam atât. Da? Sau nu? O dau. Mai bine îi atașez o pungă să-și o umple și la revedere. Da? La cât albina are iaurul ăsta. Mamă, 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 mamă. E frică că nu iernează? Mie nu mi-este frică.
Mamă, tata! Ia uitați aici, Albina, mai. Hai să scot, uite, pe asta de aici, așa. Îi dăm eject la aia, știi? Uite, asta și așa o vedem la reformă. Opa! Uite, pe asta o băgăm la reformă. Da? Dacă nu pe aia, dacă îi dăm drumul la asta. Hai, mă. Uite, scot asta. A făcut filmarea asta. Dă-mi place. Dă-mi diafragma. A făcut filmarea asta pentru un bun prieten. Să vadă cum se stupi. Știe el despre cine este vorba. Dacă o vede, îl salut. Și să vadă cum au decurs lucrurile cu ei, da? Să vadă că se poate. Da, se poate, dragii mei. Nu există să nu se poată. Numai dacă nu se vrea. Ok, un pic telefonul de pe trebuie. O pungă. Lăsați o pungă. Hai să vedem următorul. Ia uitați aici. Telefon. Astea sunt rame de hotel. Aici ar trebui să fie cuibul. Nu știu de ce stă el la hotel. Ăla nu să-l întrebăm acum de sănătate. Da, nu-i mare lucru să fi mutat marca la hotel. E trântoriță, ia uitați. Da, vedeți ce surprize găsim în stupi? Ia uitați, aici au oat Albina. Hai să vedem. Și așa e ramă de reformă. La să vedem ce probleme are doctorul ăsta. Da? Deci să vedeți ce minunății ne așteaptă uneori în colonii. Da? Astea sunt cu surprize, că așa se întâmplă. Uitați. Da? După diafragmă. Acum haideți să-l cercetăm. Ori e bezmetic, ori e marcă trântoriță, nu știm ce e aici, vedem acum. Da? Dăm ramele afară. Da? Nu ne mai interesează această albină, pentru că indiferent ce ar fi, albina asta trebuie scuturată și să se treagă ea unde vrea. Nu unde vrem noi, pentru că asta se poate omorâ o matcă. Da? Vedeți, astea sunt problemele din colonii. Aici sunt probleme. A rămas fără matcă. Noi n-am mai umblat în ei pentru că nu mai umblăm în ei, că n-avem de ce să umblăm. Asta este realitatea. Și uitați, am dat de el. Vedeți, așa, în filmare, în direct, nu... Nu-i voi lăsa nici măcar o ramă. Nimic. Ăsta se va desfința. Ce număr e? 218 pleacă la plimbare. Asta e. Atât s-a putut. Bun. Gata. Bun. Fiți atenți ce fac. Nu-i scutur albina, nu nimic.
Îi pui celofanul și pune capacul. Fără nicio ramă, fără nimic, dragii mei. Nu pune preș. O pune că se duce în jos. Numai capacul, atât. Ia uitați ce am făcut. De ce am făcut treaba asta? Hai să vedem comentarii acolo. De ce l-am lucrat așa și nu l-am lucrat altcumva? Hai. Trecem la 215. Altă colonie. Da? Asta este o altă colonie. Foarte groasă roa, mi se pune pe perie. Da. Bun. Avem mâncare. Mergem mai încolo. Hai să vedem ce avem aici. Bun, aici avem tot mâncare, dar mergem mai încolo. Să vedem ce avem. Mâncare albină, băi. Ia să vedem ce avem aici. Mâncare albină, matcă. Ia să vedem mai departe. Prea multe rame deocamdată are. Ligioana, cum le zic eu. Bun. Și acum o să dăm afară de aici. Asta, de exemplu, o să dau afară. Da, vedeți? Îl nimerez eu. Aia se dă afară. Bun. Și vedem rama sfântă. O diafragmă. Asta e top. Și mai scot una. Din partea asta la alta. S-o împing încolo toată. Da. Ia mai dați cu comentarii câte rame trebuie să le mai scot la ăștia. Mai dați cu comentariile pe aici, mai spuneți, bă, trebuia să mai scoți încă. O scuturăm de tot. Uite, asta o scot afară. Da. Bun. Aștept comentariile voastre să vedem câte rame trebuia să mai scot eu de aici. Nu e suficient pe 6 rame, uitați cu stalbina. Din punctul meu de vedere, sunt 6 rame top. Da, bine, astea sunt alte povești. Treaba cu topul. Bun, o pungă. Ia atașăm iarea deasupra. Și vorba lui pescovar, atât s-a putut. 215. Îmi cer scuze, mi s-a închis filmarea. Ăla era 215, vă aduți aminte? Și ăsta e 214 de lângă el. Deci nu am întrerupt eu filmarea, pur și simplu mi s-a oprit. Din cauza că am încercat să strâng șurubul de la trepied și am apăsat cu mănușile astea, cu butucănoasele astea, eu nu mă descurc cu mănuși. Că nu lucrez cu mănuși. Opa. Și uite așa, ia să vedem ce avem aici. Ia să vedem ce avem aici. O altă colonie. Da. Câte am filmat? 5, nu? Cu asta. Bun, o rând în 3. Da, noi avem mănunchii de 5. Ia să vedem ce avem aici. Ia uitați albină. Mergem mai departe. Consultăm ramele, după care luăm decizia care, cum și ce. Un pic de fum. Uite, asta de exemplu, nu mai consultăm nimic. Asta e afară că nu-mi place hrana pe ea. Deci asta pleacă din start. Deci este mult mai ușor, știți că eu le văd aici. Da. N-am pus trepiedul, da?
Are păstură, dar păi are pe toate ramele. Nu fac eu probleme de păstură. Și știi ce, tată? Cu cât are mai puțină păstură, cu atâta pornesc ponta mai târziu, cu cât pornesc ponta mai târziu, cu atât, ce vă dau eu informația acum, cu cât pornesc ponta mai târziu, tată, cu atâta mai bine, că atunci au ouă, nu glumă. Ia uite aici albina. Ia uite aici albina, ia uite densitate, uite. Uite. Asta o lăsăm aici, o să o mutăm spre cuib, că este, mă presupun că este rama cea mai goală și o ducem mai spre centru. Da? Aia. Sau poate o scutur. Vedem ce mai are aici, adică nu, uite, asta e rama cea mai. Ua! Asta e rama cea mai goală. Astea-s mănușile, mama lor de mănuși. De-aia eu le detest și nu vreau să lucrez cu mănuși. Deci eu nu. Bun. Asta jos. Gata. Și să vedem ce mâncare avem încolo. În funcție de asta vedem câte pungi punem. Ține. Ia să vedem. Pentru că albină e căcălău. Mă interesează hrana acum. Da, avem hrană top. Dați-mi aici o diafragmă. Dragii mei, țineți bine minte acest rând, pentru că o să vi-l filmez peste 2-3 zile. Scuze, da, mersi. Peste 2-3 zile o să vi-l filmez să vedeți cum stă albina. Dacă e bine, nu e bine ceea ce am făcut eu aici. Ia de aici. Trage rama aia încoace. Împinge-o spre mine. Așa, o să o substitui cu asta. Așa. Bun. Și pe asta. Uite. Așa vreau eu. Așa vreau mușcul mie. Cum o zis ăla. Ia deci. Din ceea ce prevăd, va fi o iarnă destul de greucioară, să zic așa, și prefer să-i strâng mai bine. Adică 6 rame. Vorba unui coleg, eu strâng în 4, echivalentul alții 6. Ma, eu strâng în 6, echivalentul alții cât? Hai, dă fum aici. Da? Ma, vă las pe voi să spuneți. Să fie de astea noi care nu au mai fost. Uite, asta e bun. Vezi? Bun. Pune aici două pungi de miere. Atașează-i două pungi de miere. Dragii mei, uitați-vă la rândul ăsta și o să-l mai filmez. Nu vreau să mai lungesc filmarea. Uite, vi-l pot arăta și pe 217 să vedeți. Nu am eu probleme să credeți că am ales rândul și au chestii de genul. Nu, departe de mine treaba asta. Da, uitați. Bun. Toate acestea fiind spuse, vă doresc o zi frumoasă și vorba bărbosului, este frumos sfârșitul. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să distribuiți toate cele bune.